Bună seara și bine a găsit! Este o nouă seară de sâmbătă, o nouă ediție al Cultura. Ca de obicei, la această oră, pentru voi toți cei care sunteți alături de noi și sper să fiți în număr cât mai mare, sunt Dan Pârvu. De această dată am bucuria de a avea alături de mine doi prieteni foarte buni, doi invitații, spun eu ceva, mai speciale, adică a Laurențiu Staicu și Constantin Vică, amândoi cadre didactice în cadrul Facultății de Filozofie București, mai precis Laurențiu Stoica profesor, Constantin Vică lector, așadar vom avea un cadru academic de-a dreptul, dacă ne putem exprima cu aceste vorbe. Vom vorbi despre campania online de Promovare a nevoii de filozofie, cu alte cuvinte, vorbim despre campania de admitere la Facultatea de Filozofie 2018, care de această dată a îmbrăcat o altă formă. Cum și de ce? Și mai ales când va venit ideea asta? Ideea s-a tot prefăcut așa, s-a născut și a renăscut în ultimele luni. A insistat decanul nostru, profesorul Romulus Bruncoveanu, a zis, uite, sunt tot felul de facultăți în Occident, în frumosul Occident, unde se fac eternul clipuri Occident. eternul Occident, unde se fac clipuri de promovare, de prezentare. Nu credeți că am putea și noi? Noi, prima dată, am zis, putem, putem, dar până să ne apucăm de muncă a durat. Și, și la un moment dat, domnul decan a zis, băi, ce facem? Facem sau nu mai facem? Și a zis, facem. Și ideea ca ideea, dar noi am avut un foarte mare noroc. O avem studentă pe Corina Stabilă, care e regizoare și editoare de montaj. Este studenta noastră la master, la masterul de, de filozofie analitică. Și ea ne-a ajutat să facem aceste clipuri. Împreună cu ea am găsit conceptul. Conceptul de, de altfel foarte simplu. Suntem noi așa cum suntem în fața studenților sau așa cum sunt studenții în fața colegilor lor. Și a trebuit să răspundem la întrebarea simplă și complicată în același timp, de ce filozofie? De ce să faci filozofie? Care sunt folosele filozofiei? Unde te va duce filozofia? Merită să faci filozofia? Și, nu în ultimul rând, cum facem treaba asta în filozofie? Odată ce am găsit acest concept, am vorbit între noi colegii și cine a dorit a, a venit la filmare, a venit la cameră. Am filmat într-o într dimineață, într-o jumătate de zi. Am avut noroc de o lumină foarte, foarte bună. Înainte clipurile au fost pregătite, Corina s-a dus, a luat o felul de cadre, a măsurat lumina la fiecare oră să vedem când e mai bine, unde e mai bine. Noi ne-am pregătit fiecare peste weekend ideile, ce vrem să zicem într-un minut, ne-am întâlnit, am filmat, am tras niște duble, cum se, cum se face, și apoi a urmat greu tot pentru Corina, care a trebuit să ne monteze, să ne scoată probabil mai frumoși decât suntem. Da, a reușit, se pare, <laughs> pentru că am înțeles de la voi că toate lucrurile decurg așa cum v-ați dorit. Adică campania remotoarele, în plin funcționează dudui. Laurențiu. Ce să spun? Când a venit Constantin la mine cu ideea, am fost entuziast și chiar m-am bucurat pentru că așa cum spunea și el mai devreme, e o idee care ne bântuia de mult prin facultate, dar n-am reușit să ne motivăm până anul ăsta. Într-un fel, Constantin a fost modest, el a fost uh, arhitectul, aș spune, care a ținut în mână tot proiectul. Și cred că e o idee pe care ar trebui să o continuăm și în anii următori, pentru că noi ne adresăm unui public pe care trebuie să-l întâlnim acolo unde se află el, și anume în mediul online. Vorbim de tinerii de 18 ani, nu tinerii care au terminat liceul și care. Trebuie să acceptăm asta. Gândesc și văd lumea altfel decât o vedem noi, trecut de 30 ceva de ani. Prin urmare, trebuie să fim acolo, în, în lumea lor, și să vorbim pe limba lor. De aceea, cred că ideea asta trebuie continuată și în anii care urmează. Sper să. Să țină de treabă cu și mai Să vă de țineți parte. de filmări, manual. În da. vara da, o da, să da. știți ce aveți. Noi să ne ținem de treabă să vedem cum o mai ținem pe, pe co colega noastră și studenta noastră, pe Corina, să ne mai ajute să păi... să, să facem și alte clipuri, pentru că ne-am încercat un, un, un format mai condensat acum. N -am, n -am, un minut, un minut jumate, maxim două minute. Dar există și alte formate de videouri care nu sunt neapărat vlogging, dar la urma urmei am putea să ajungem să facem și vlogging tocmai ca să întâlnim tinerii pe care pe care căutăm și care ne caută și nu știu unde să ne găsească. Dar pe malul Dâmboviței. Pe malul Dâmboviței suntem la pe Splaiul Independenței 204. Acolo e nava amirală a filozofiei românești. Ultima facultate de filozofie să zicem doar de filozofie din 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 România. Restul deci. sunt combinate cu alte. Sunteți digitale. harcoriști. Puriști chiar ar, ar, ar spune unii și alții. Și o să mergem mai departe să facem și și alte clipuri în alte formate, poate de, de, de o durată mai lungă, poate cu mai multă animație, poate cu, încercăm să intrăm 2-3 într-un într astfel de, de clip, poate reușim să filmăm câteva cursuri deschise. Totul ține de, de a găsi momentul și de a ne simți noi bine. Noi ne-am simțit, eu unul, cel puțin m-am simțit foarte bine că... N-a fost genul ăla de campanie, vin niște profesioniști de la o agenție care spun stai așa, privește așa, uh, am uitat să te dau cu Rimel sau cu Schmirger sau cu... Am uitat să te dau cu adevăr. Am uitat să te Uite, dau cu adevăr aici, de pe față. Pe, pe obraz, mai bine. Nu, am fost pur și simplu așa cum suntem, cum suntem noi și cum... Am fost și suntem în fața studenților noștri la fiecare seminar, la fiecare curs. Păi, cred că asta ar trebui să fie un argument în favoarea voastră. Adică, păreți foarte convingători, toți, așa după cum am uitat și eu. Când nu e vorba numai de voi doi, sunt sunteți mai mulți, vreo șase parcă. Suntem șase profesori și șase studenți. Profesor a fost Laurențiu, Cristi Iftode, Cristian Iftode, Gheorghe Ștefanov. Uh, Emilia Mihailov. Eu, dacă nu mă înșel, și mai ales și mai ales pentru că vedeta noastră este colega noastră Dorina Pătrunsu. Dorina a reușit să facă aproape 30.000 de vizualizări mai puțin de două săptămâni. Păi este explicabil cu mesajul pe care l-a lansat. Mesajul a fost foarte bun și atitudinea e așa, o atitudine între sensibil și puternic, între argumentat și pasional în același timp și cred că asta a avut un efect foarte puternic. 30.000 de, de vizualizări pe, de de vizualizări pe cred mii... că este un record absolut. un record absolut în România da. filozofică sau în România <laughs> filozofilor. În genere, nu suntem obișnuiți să, să apărăm în astfel de contexte, pentru că de multe ori cred că ne, ne se pare că trebuie să fim, nu știu, pregătiți într-un fel sau să arătăm ca la televizor sau să fim ca într-un film. Nu, de fapt, cheia este să fim exact ca în sala de curs, ca pe holurile facultății, ca la petrecerile filozofice, ca la orice dezbatere. Dar hai să întreb ceva. De obicei, la 18 ani, viața arimează cu frenezie, nici de cum cu filozofie, sau cel puțin așa, în accepțiunea populară. Uh, unde, unde vă întindeți plasele, către ce Știi? sunteți pescuitori, am înțeles, mm -hmm. e foarte clar. Uh, vreți să trageți în avodul cât mai plin. Uh, dar în general, uh, lumea la 18 ani, are pasiuni puternice în praznice și dorește să ia, nu știu, pământul în brațe, aventura și așa mai departe. Știi, uh, în general, părinții așa am văzut eu când sunt copil de 18 ani, mă duc la filozofie începe așa o mirare absolut filozofică, vorba ce din, din partea lor și te gândești oare îl doare ceva, Oare are o problemă, poate e nevoie de psiholog sau cine știe ce se întâmplă de fapt viața e foarte veselă dup e după cum la se filozofie, vede mai ales la filozofie sau mai ales la când filozofie. știi, măcar te apuci și faci în ciuda adevărului ceva, dai drumul la fake news sau alte chestii tot felul de, de lucruri care se producă, nu știu, un fel de efervescență. Deci, pentru voi, după cum spunea la Orențiu, vrând nevrând, generațiile se schimbă și ei gândesc altfel. Către cine vă duceți? Cum, cum identificați acest altfel? Cum îl vedeți voi? Pentru că voi veți fi cei care totuși le veți da niște repere și vrând nevrând, chiar dacă așa după cum spunea vârful vostru de lance a fi rebel și nesupus civic înseamnă să fii liber, totuși voi faceți acolo și, un, și o procedură pedagogică. Deci cumva îi țineți în, într-un flux și îi puneți pe, pe o direcție. Spune că e și aici o chestiune legată de schimbarea de care vorbeam mai devreme și anume tu spuneai, Dane, tinerii de 18 ani sunt entuziași, vor să revoluționeze, să schimbe, să răstoarne lumea, să, așa e să facă lucruri. Așa e firesc. Pe de altă parte, din experiența mea de dascăl, din ultimii, hai să spun, 10 ani, am, am observat că nu mai e chiar așa. Ei devin așa după un an, doi, 3 cam pe la 20-21 de ani. La mm -hmm. 18 ani, mi se pare că tinerii noștri de 18 ani de astăzi sunt cam cum erau cei de 16 ani în urmă cu 10-15 ani. Adică încă tatonează, încă vor să afle lucruri importante despre lumea în care trăiesc și despre ei înșiși la urma urmei. Și atunci cred că întâlnirea lor cu filozofia e foarte benefică, pentru că îi ajută să se lămurească. Și apoi să aleagă în ce direcție vor să meargă, ce carieră să urmeze sau ce, poate chiar ce valori să-și să, -și, să -și stabilească de, de urmat în viață. Lucrul ăsta, sigur, ai putea să spui și pe bună dreptate, ar trebui să fie făcut de școala de dinainte. Adică procesul ăsta, de, până la urmă, de maturizare, nu de, de, edificare cu sine și cu lumea din jur, ar trebui să se întâmple în școala de dinainte. Din păcate, din multe motive, nu se întâmplă asta. Nu spun că e vina școlii neapărat, dar e, e o chestiune reală și atunci ne trezim cu ei mai uh, puțin adulți decât am văzut, am văzut în mesajul tău că tu puneai accent acolo pe posibilitatea de a te construi de unul singur cu uneltele filozofiei. Adică, domne, gândești, gândești, îți dai seama despre ce este vorba în propoziția asta mare, care ne cuprinde pe toți, sau dita mai fraza sau textul, și încerci să te construiești, să-ți faci propriul, propriul loc. Dar, cum să zic, lucrul ăsta, pe de altă parte, spune că se petrece totuși în timp. Ei au nevoie să mai acumuleze uh, lucruri care sunt formatoare cu adevărat pentru o viață întreagă. Mm, ideea este cum, cum reușești tu uh, uh, ca tânăr să crezi că ducându-te la filozofie vei avea posibil, o posibilitate în plus de a face treaba asta pentru propria ta viață și nu ducându-te sau, nu știu, cum spune mama, cum spune tata, cum spune mediul, cum spune cum spun tradițiile, cum spune, cum spune un adevărat adev viespar de lucruri care te tot duce într-o anumită direcție. Și tu spui toate lucrurile astea în un mesajul ăsta al tău. Uh, și aș vrea să pun vis-a-vis uh, -vis de uh, treaba asta o întrebare care putea să poată să pară răutăcioasă. Ce procentaj de abandon aveți? Sau nu întâlniți așa ceva la voi? Există, există Studenți care, care abandonează, dar e o problemă care privește învățământul superior în general la noi. Sunt uh, fluctuații foarte mari, migrează foarte mult, încearcă. Și asta vine cumva să sprijine ce spuneam eu mai devreme, și anume, ei sunt cum, siliți de sistemul de învățământ la 18 ani să aleagă o carieră. Din punctul meu de vedere, ca dascăl care îi întâlnește pe copiii ăștia la 18 ani acolo, e aproape caragius. Să le cer la 18 ani să-și aleagă o carieră, și totuși oficial asta li se cere. Și atunci, sigur că siliți de mediu social, de familie, de prieteni să aleagă, să duc unde consideră ei pe moment că poate o să le placă, după care își dau seama un an, doi că nu e chiar ce gândeam. De asta spuneam să de entuziasmul vârstei, da. știi? Cu entuziasm te duci și la un moment dat te trezești așa cu un picior în aer și zici, păi, unde calc, unde exact. sunt, unde mă aflu, de ce sunt aici. E adevărat că filozofia te învață să ai mângâieri cu ajutorul ei, dar uh, și atunci când sunt scrise textele astea să te anumite conjuncturi, știi, și să bagi marșarier, există o vârstă și pentru marșarier. Adică până spre 20 și mulți de ani încolo totul pare posibil. Nu neapărat uh, din punctul de vedere al celor de pe margine care se a, ah, înnebunesc la fiecare manevră pe care o faci tu ca tânăr înainte, înapoi, a, ah, e nehotărât, nu știe ce vrea, unde se va duce, ce se va întâmpla. Ce, ce învățați voi, de fapt? Cred că, nu știu, un anumit tip de sânge rece ar trebui să, să aveți fiole pe care să le, le livrați așa în, timp, în timpul unei gândiri care putea să devină prea incandescente la un moment dat. Avem și fiolele acestea de, de gheață, avem și fiola de foc, avem și fiola de pământ, și în general toate elementele de la Presocratis <laughs> sunt la noi la facultate. E bună întrebarea ce învățăm. Am putea spune pe cum ce învățăm. Îi învățăm absolut toate direcțiile din filozofie din ultimii 2500 de ani. Dar nu cred că doar asta contează. Bineînțeles, asta e foarte important să ducem mai departe acest travaliu al, al gândirii filozofice. Iartă-mă că mă bag iar în discuție aici, dar știi cum e treaba? Băi, nu atâta filozofie, hai să punem mâna să facem ceva. Exact, acolo voiam să ajungem. Cred că ce reușesc ei să învețe, pentru că adesea e, e, e această presupoziție că dacă te duci la școală, școala îți introduce un fel de microchip și gata, ai un buton și, și tu ai, plecat, ai plecat ca cu mai da, departe. Asta e, e o discuție, ești da. pre-programat să faci ceva. Nu, nu credem că ăsta e scopul școlii și nici nu ar putea să fie asta scopul școlii. Și de aceea ei cu ce se aleg până la urmă, și cu ce se alege o studentă sau un student după 3 ani, 5 ani, 8 ani de, de facultate? În primul și în primul rând. La voi! La noi! Da. La noi, în primul și în primul rând, cu un foarte bun control de sine și cu o, foarte, o anumită minte destul de analitică, riguroasă, o minte care poate să pună în balanță diverse lucruri, un anumit echilibru, care totuși nu omoară imaginația. Avem atâtea și atâtea texte și atât de multe discuții în care imaginația e foarte importantă. Adesea oamenii zic, a, mergeți la filozofie să citiți, să puneți note de subsol. Da, facem și treaba asta. Dar ne și imaginăm foarte multe lucruri, avem experimente mentale de nenumărate. Deci nu, am putea să facem 10 ani numai experimente mentale. Învățăm și un pic de logică, învățăm să facem niște deducții corecte. Învățăm când are rost să ne bazăm pe o gândire inductivă și când nu. Învățăm și destul de lucruri istorice și învățăm într-un anume fel sau învață studenții noștri într-un anume fel să-și construiască singur viitor. Nimeni nu le spune asta în liceu, nimeni nu le spune asta nici la alte facultăți. Viitorul nu e o chestie care vine de undeva din afară. El este rezultatul unei construcții, bineînțeles în contextul prezentului în care te afli și dacă tu nu îți iei în mână cumva viața, S-ar putea să nu mai ai nimic în mână, ca să zic așa. Da. Ei, acest curaj de, a, de a, a o lua pe cont propriu și de a nu intra neapărat în niște structuri predefinite, nu înseamnă neapărat că le vei refuza, dar vei ști cum să te miști printre toate aceste lucruri ca să ajungi acolo unde ți-ai propus. Întrebarea este, reușim după 3 ani sau 5 ani, 8 ani să-i facem să-și aleagă singuri scopurile? Cred că da. Asta vedem cel puțin la absolvenții noștri, care nu sunt întotdeauna egal, numărul absolvenților nu e egal cu numărul celor care intră Bine, în, în sistem. Că. Tocmai pentru că această facultate trebuie să o recunoaștem o facultate foarte grea, fără a ți se părea grea, așa cum e matematica sau diverse chestii de cibernetică, dar ea este foarte grea pentru că de la un punct încolo nu mai poți să farsezi, nu mai poți să trișezi, nu mai poți să te păcălești pe tine, nu mai poți să-i păcălești pe ceilalți. Nu, nu, poți să te mai faci că faci. Chiar trebuie să faci. Înțeleg, ascultându-te, nu vine în cap decât o singură întrebare. Voi reușiți să faceți cam patru ani sau cinci ani oamenii ăștia care vin la voi atât de tineri și pe care îi formați, totuși, vrând, le formați cumva gândirea într-un mod reactiv, aș putea spune. Ei trebuie să aibă un anumit tip de elasticitate, un anumit tip de permisivitate vis-a-vis -vis de ceea ce îi bombardează informațional. La capătul acestui parcurs reușiți să uh, faceți ca oamenii care ies pe porțile facultății să fie cumva eliberați de anumite temeri sau închistări sau cel puțin sperați în chestia asta că ați reușit? Eu aș, spune că da. Eu aș spune că da și cred că poate nu neapărat de temeri cât de prejudecăți. Pentru că există, dar asta e o discuție poate separată, există o mulțime de prejudecăți la noi legate de filozofie. Nu doar de filozofie. Există prejudecăți, unele poate benefice pentru domeniile respective, și cu privire la alte domenii. De pildă, aș Cred că orice că... domeniu e da. în aceeași barcă. Dacă studiezi medicină, o să te aranjezi pe viață. E o prejudecată care persistă încă la noi. În cazul filozofiei, există prejudecăți negative și poate ăsta e unul dintre motivele care ne-au făcut să ducem la capăt campania asta prejudecăți care nu sunt, nu, 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 e, e păcat că există. Și anume, una dintre ele este că și vine, are rădăcini vechi, ce te învață? Nu te învață nimic filozofia. Nu te învață nimic util în viața de zi cu zi. Mie mi se pare aproape caragioasă astăzi, pentru că în viața de zi cu zi avem nevoie, ne învârtim într-o lume în care adevărul, dreptatea, libertatea sunt cuvinte foarte importante. Viața noastră se mișcă între aceste repere. Și atunci, asta, lucrurile astea despre asta se discută la filozofie, printre altele. De asemenea, în viața de zi cu zi avem nevoie să știm din ce în ce mai mult să fim critici, să argumentăm. Și asta se face iarăși la filozofie. Și atunci, e, e, studiile superioare la noi, cred, sunt văzute ca un fel de școli de meserii. Și atunci, sigur că părinții îi întreabă, te la filozofie, ce meserie o să... Din ce o să trăiești? Din ce o să trăiești, exact. Eu îi previn pe studenții din anul întâi cu care mă întâlnesc în fiecare toamnă, mai ales că sunt foarte entuziaști după prima, doilea, cu prima întâlnire, al doilea, a doua întâlnire, îi previn că vor fi întrebați asta de părinți după un semestru. Bine, și ce faci tu acolo? adică vor fi uh, atacați cumva cu prejudecățile astea și uh, îi previn pentru că e păcat de entuziasmul lor și de multe ori dacă nu sunt preveniți se blochează pentru că li se pare că are sens întrebarea, de fapt întrebarea nu are sens. E vorba de niște studii care dezvoltă o grămadă de abilități, fără de care e foarte greu să ne descurcăm astăzi în lumea în care trăim. Dovada, dacă e nevoie de o dovadă concretă, aș spune că oferă absolvenții noștri care lucrează nu în domeniul filozofiei, ci în domenii care, la prima vedere, par foarte departe de filozofie. În PR, lucrează în presă, lucrează în, 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 în business, oameni care fac, din punct de vedere al conținutului, cu totul altceva decât au învățat în școală la facultatea de filozofie, dar unde, acolo unde lucrează folosesc abilitățile pe care studiul filozofiei le-a dezvoltat, le-a șlefuit, le-a rafinat. Și ei înși spun asta, nu o spunem noi ca care au lucrat cu ei. Și atunci e, e zic eu, un prilej foarte bun pentru un tânăr să studieze filozofia, nu pentru că o să-l ajute să știe în ce an s-a născut Immanuel Kant, pentru că nu o să-l ajute ci pentru că studentul pe Immanuel Kant o să vadă că poate să gândească altfel și să se vadă pe sine altfel și să aleagă mai bine ceea ce are de ales. Până la urmă, viața noastră nu e o înșiruire de alegeri. Și de multe ori, după o anumită vârstă, ne uităm în urmă și spunem, e vorba aia veche, mi-ar fi plăcut să am mintea de acum, acum 20 de ani. Păi nu știu câți oameni mor fără să aibă vreun regret. Poate numai sfinții, bănuiesc. Da, sigur, nu ne dorim să Facem din absolvenții noștri oameni fără regrete, dar măcar oameni care să fie în măsură să-și asume greșelile, să fie în măsură să-și asume deciziile pe care le au și să fie, cum spuneai tu bine mai devreme, uh, vorbind de, de fiolele acelea de uh, mai lucizi, mai lucizi cu ei înșiși și cred că asta e un mare, mare beneficiu. Da, mai ales într-o societate în care orice te poate inflama, în care această logică mediatică. Distruge orice respirație critică și orice atitudine. În momentul ăsta, cred că e, a, aproape că poți să detectezi, așa când intri, nu știu, într-o companie sau într-o agenție de stat sau într-un ONG, într-o organizație non-guvernamentală, dacă stai vreo 5 minute, la un dat să putea să-l detectezi pe filozof sau pe filozofă. Au un fel al lor, un fel care unor poate fi enervant de a pune o întrebare. De a face o anumită remarcă, de a cere un argument. Nu am uitat să mai cerem argumente, am uitat să să mai întrebăm vorba Moromete, dar pe ce te bazezi când spui ceva? Lucrurile astea au dispărut, au dispărut din discursul public. Acum, oricine poate să cânte orice melodie și lumea stă și aplaudă. Bun, asta nu e chiar peste tot, dar pare că e o tendință. Și, într-un anume sens, rolul Facultății de Filozofie și al absolvenților acestei facultății e unul strategic. Pentru că se, se, se distruge încet, încet întreaga textură socială. Iar textura asta socială se bazează exact pe concepte, pe argumente, pe vorbe, pe cum facem lucrurile cu vorbe. Într-o societate post-industrială în care serviciile contează mai mult decât obiectele, în care munca intelectuală e mai importantă decât munca asta fizică a brațelor, cred că facultatea de filozofie... E printre puținele care pot oferi o plajă largă de, de, de abilități și de șanse pentru, pentru, pentru studenți și pentru tineri, și nu neapărat doar pentru cei tineri. Pentru că noi avem și o altă categorie pe care am încercat să o, să o țintim cu, cu aceste clipuri, cu această campanie sui generis, este categoria celor peste 30-35 de ani, care ajung în momentul poate al regretului sau în momentul marilor întrebări și atunci se uită pe diploma de facultate, se uită pe, nu știu, foaia de desen tehnic pe care lucrează sau softul cu care lucrează, își pun mâna în cap și zic, aceste lucruri nu pot oferi un răspuns. Trebuie să mi-l găsesc singur. Dar am nevoie de un anume ajutor. Ei bine, ajutorul există întotdeauna, e pe spre independenței numărul 204. Am înțeles și aveți și un procentaj și de studenți care se află la a doua încercare. Da, și aceasta este o tendință, și nu e o tendință doar în România, putem să o vedem în Franța, putem să o vedem în Marea Britanie, în Statele Unite, în țările nordice. Oamenii, după o anumită vârstă, își dau seama că există o întrebare pe care nu o poți eluda. Care e sensul vieții mele? Ce fac eu pe acest pământ? Doar copii? Doar lucru mecanic? Nu, trebuie, trebuie să am ceva mai important. Și atunci vin spre filozofie. Și vin oameni din tot felul de direcții. Partea cea mai interesantă este când se întorc absolvenți de filozofie, poate din anii 90 sau 2000, și zic, Sim că n-am terminat. Mai am nu. ceva de făcut și mai mici, mai fac un master sau se înscriu la un doctorat. Și voi oferiți un răspuns aceste eterne întrebări? Noi nu oferim un răspuns pentru că nu suntem facultatea de rețete. Putem să ne nu, nu și să facultate. nu suntem facultatea de răspunsuri. Nu suntem facultatea de răspunsuri, dar măcar putem să. Să, să ne întrebăm asupra întrebărilor, să vedem care poziții pot primi niște argumente valide, poate chiar puternice, chiar convingătoare și care nu. Dar drumul invers este posibil altceva după facultatea de filozofie? Adică oameni care au făcut filozofie și până s-au dus la alte facultăți. Da, Aveți idee? Sigur. Da? da, sunt S-au dus, dus cârbiți după Facultate de filozofie, nu știu, la peri, construcții n -n, unde s-au dus, dus cârbiți. Cred că s-au dus <laughs> lămuriți, <laughs> și lămuriți. lămuriți mulțumiți. Eu, e, glumeam, sigur, bineînțeles. Există, nu poți să mulțumești pe toată lumea. Da. n ai, n -ai cum, nicio privință și cred că da, cred că e un lucru bun ăsta. Există și absolvenți care pleacă așa, poate dezamăgiți. Cred că principala categorie sunt cei care au intrat în facultate iarăși cu o prejudecată și anume, apropo de ce spunea Constantin, prejudecata ar fi că la filozofie primești răspunsurile la marile întrebări. Nu, nu le primești. Dar, pe de altă parte, nici nu rămâi doar cu întrebările fără niciun răspuns. Înveți cum să alegi între răspunsuri. Unele răspunsuri nu sunt bune deloc dacă e să ne gândim un pic. Altele sunt mai bune decât uh, restul, sunt mai per sunt pertinente, sunt mai uh, consistente, mai bine întemeiate. Însă, dacă vin cu ideea că filozofia o să-mi dea răspunsurile corecte la marile întrebări, s-ar putea să fiu dezamăgit pentru că o să văd că sunt foarte multe răspunsuri. Și că trebuie să-mi uh, chinui mintea să văd care dintre ele e mai... Uh, și o să parcurg viața citind somn... numai răspunsuri și la sfârșit să n-am nici fă, un răspuns cu adevărat personalizat. Da, e posibil să, să vadă lucrurile astfel și atunci sigur că oamenii ăștia vor fi dezamăgiți, dar aș spune, din păcate pentru ei, vor fi dezamăgiți de viață în general. Pentru că genul ăsta de răspunsuri nu or să le găsească, decât dacă fac un pariu foarte mare. Și totuși, așa cum, după cum spunea Constantin, există o presiune care o pune viața pe tine. Faptul de a găsi un răspuns sau măcar de, te, de a te amăgi că ai găsit un răspuns, chiar dacă ești conștient că este doar o simplă construcție, care dacă o zgâlți mai tare cu ajutorul argumentului, celebrul argument și vorba aceea, pe ce te bazezi când zici... Care va să zică? S-ar putea ca toată această viziune, coerență, că până la urmă după despre coerență, despre asta vorbim până aici, ca să nu pară că iar, nu știu ce, pe ce mare filozofie discutăm, o oarecare coerență, pentru că dacă te uiți la gesturile de zi cu zi, o să vezi că facem una, facem alta, suntem trași în toate direcțiile, suntem hâiți și noi pe noi înșine ne surprindem în toată nebunia asta. Deci, nu avem răspunsuri la facultatea de filozofie nu avem răspunsuri prefabricate la facultatea <coughs> de filozofie avem răspunsuri parțial color parțial Înfândeam color care... răsp și mai ales legat de, de exact de ce, de, de, de ce ați schimbul vostru de, de replici de mai devreme răspunsurile vin și din când în când mai și pleacă da. s-ar putea răspunsul de astăzi să nu fie bun și peste un an și peste doi ani când nu mai e singur pe lume poate ai un copil da. Sau poate peste 30 de ani când ai ieșit la pensie. E, aventura asta continuă a căutării, n-ar trebui să te dezamăgească. Deci, ăsta este, este singurul răspuns, probabil valabil. Această încearcă, încearcă, continuă, nu te lăsa, gândește, gândește, gândește. Probabil că asta ar fi cam singura rețetă pe care voi o, o pune. Da, pe să zic pe masa. Ar fi o meta rețetă. Spunem, a naviga e necesar întotdeauna. Nu te opri din navigare, din căutare. Și până la urmă cred că ăsta e și destinul omenirii, că dacă am pune acum stop, nu ne-ar fi mai bine. Dar voi ca probleme. profesori nu vă simțiți unor și mai ales că la voi problema se pune mai dramatică, nu aveți voie să vă retrageți, nu puteți să vă duceți în port. A, bun, există vacanța de vară, dar atunci poate vrei să mai trăiești, să mai faci alte chestii. Să mai scrii o carte. Da. Uh, pentru că gândești, 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 dar la un moment dat simți că dai în perete cu capul, deci s-am inventat de mult picamărul sau alte, sau ușa, de exemplu, o chestie foarte interesantă, se dau o gaură, se gândește și poți să treci prin zid, iată. Uh, și la un moment dat, totuși ai sentimentul ăsta că ai făcut niște cucuie inutile. Cum, cum, vă tratați voi pe voi și din punct de vedere filozofic, iată. A spune că ne tratăm ca orice alt uh, om rezonabil, nu stăm doar cu mintea prinsă în uh, lucrurile astea la care ne. Mă rog, ne cu combinim. campionatul, de fapt. Ne de exemplu. mai ocupăm și cu alte lucruri, adică ne ocupăm și de, până la urmă, în bună tradiție, nu clasică, ne ocupăm și de corp, o minte sănătoasă, într-un corp sănătos. Eu sunt uh, un fan al acestui, uh, al acestei spuse, pentru că nu poți să stai numai cu mintea prinsă în, uh, în filozofie. E, și aici există multe prejudecăți legate de filozofie și de filozofie. Că sunt uh, oamenii aia cu capul nori, care sunt rupți de realitate, da. care sunt uh, trebuie să fie. Sau niște hipercinici? Da, și asta iarăși o zic eu o prejudecată. Nu. Nu ne, nu ne vindecăm tot cu filozofia, adică nu ne nu scăpăm de oboseala pe care ne dă gândirea sistematică gândind în continuare ci cred că facem ce-i firesc Uite, dar aș vrea să-l întreb pe Constantin nu e totuși o facultate care pune și o rețetă de dezvrăjirii? Știi, la 18 ani lumea e minunată doar dacă cine știe ce los ghinionist ai tras până atunci, dar totuși 18 ani e așa o o vârstă care treze, trezește măcar teoretic niște nostalgii, dacă nu și practic. Dezvrăjire. Păi... Mai degrabă dezvrăjire decât vrăjire. Uneori, da, poți rămâne vrăjită, vrăjit și decât un filozof. Există și alte meserii, cum ar fi poezia. Iar ei acolo fac exact sunt, ar trebui să-i considerați dușmanii voștri pe viață, adică sunt exact cealaltă echipă. Ei nu știu cum să revrăjească și să pună peste toate adevărurile pe care voi le, le săpați acolo și le puneți uite, uite aici în față, ei vor să pună uite, aia, se poate și așa, și așa, și așa. Dacă îmi permis să intervin aici, cred că e o presupoziție în spatele uh, a ceea ce spui tu și anume că luciditatea ar fi cumva echivalentă cu pesimismul. Eu a zice că nu. Nu ar fi doar o concluzie sau un efect uh -huh. al acestei dezvrăjiri. Dezvrăjirea nu e neapărat ceva rău, adică nu e neapărat ceva care merge împotriva imaginației sau împotriva poeziei, ci poate să fie echivalentă cu o vrăjire, dacă o vrăjire ceva mai elevată și ceva mai, dacă pot să spun așa, mai bine ancorată în realitate, în lume. Până la urmă, la filozofie, apropo de dezvrăjire, se discută despre tot felul de lucruri trăznite, aș spune, despre ceea ce astăzi e un subiect de joc. Despre human enhancement, despre ameliorare umană, despre roboți, despre clone, despre teleportare, toate despre lucrurile astea... Despre minții exact. și mutarea unei minți dintr-un corp într-altul, adică... Nemurire dacă, e, și așa mai departe. Dacă ne uităm la serialele de astăzi și la piesele de teatru și la ce se scrie în literatura astăzi, Apoi, multe din ideile alea sunt din anii 60-70 mari discuții metafizice de atunci sau de exact. filozofie morală nu, acum să nu ne laudăm că suntem în avantgarda gândirii tot timpul, dar multe din discuțiile de astăzi care au intrat aproape în cultura populară ele și-au sursele seva, miezu, în gândirea filozofică mai veche sau, sau mai, mai, mai mai recentă. Mă întorc un pic la dezvrăjire. A te dezvrăji e un lucru absolut benefic pentru că ai șansa următoarei revrăjiri, următoarei îndrăgostiri, următoarei picări într-o altă vrajă și dacă ai deprins acest mecanism de scufundare în noile vrăjitorii și să știi cum să ieși din ele, cred că ăsta e un lucru foarte câștigat pentru că oamenii normal ar trebui să aibă toate aceste experiențe, inclusiv experiențe care -ar putea să ar să-i deconecteze la un dat mai mult decât, decât trebuie, decât așteaptă socialul, decât e norma. Dar dacă oamenii nu experimentează și nu se aventurează la finalul vieții o să tragă linie și o să ajungă la concluzia că gândurile lor sunt mult mai puține decât banii din cont și poate pentru unii asta este o eliberare dar pentru foarte mulți nu cred că este o eliberare pentru că în genere banii din cont sunt foarte puțini. Așa că măcar într-o într lume să zicem ideală într-o lume unde ne așteaptă Platon ei s-au realizat cumva dezvrăjirea e un proces al modernității și e un proces care are și rezultate bune și rezultate proaste. Ce vedem acum în tot haosul ăsta politic e și rezultat al dezvrăjirii. Pe de altă parte cred că dezvrăjirea asta n-a avut loc până la capăt. Și că oamenii își caută în continuare idoli, idoli peste tot. Nou idol acum e inteligența artificială. Cu toate că în practică e, e o serie ce inteligență inteligența artificială. Astăzi e un fel de învățare statistică. E, dacă este... Ceva lipsit de inteligență total și lipsit de filozofie într-un anume sens este inteligența artificială. Felul în care vrem mm. să producem un intelect artificial, da, asta este o treabă absolut filozofică. Că ziceai că vin poeții și zic, mai copii, ce ați făcut aici? Și vă dau lovituri și de dau pe la... lovituri. De A, Aici, Da, e o ceartă veche, tot așa, de la tovarășul Platon încoace. Ne certăm de 2500 de ani, dar... Filozofia trebuie și apusă într-un continuum și noi facem asta, noi nu punem ziduri. Zicem, a, nu te ocupi de metafizică, ai luat în sensul ăsta analitic, ai luat un pic pe calea metaforei greșit. Nu, nu facem treaba asta. Încercăm să punem într-un echilibru pentru că dacă a rămas ceva pentru filozofia astăzi, probabil nu mai este regina științelor și nici n-ar trebui să mai fie. Dar este punctul de intersecție între artă și tehnologie, între știință și gândirea asta spiritualistă, chiar religioasă, între cereri cerințele unei lume economice și așteptările sufletului, ei bine, fix în intersecția aia suntem noi. Deci înțeleg că vă vedeți ca fiind așezați într-un punct privilegiat Acum nu știu cât de privilegiat adică, e, pentru că în se intersecție la au accidente de obicei <laughs> da, <dar laughs> și voi... și e destul de mizerabil. Exact, uneori. e foarte adevărat, dar voi ar trebui să fiți exact acea semaforizare inteligentă, <laughs> care la noi nu funcționează, după cum, după cum, știm. Asta, cam asta ar fi rolul vostru. Haide că mi-a mai venit totuși <laughs> o întrebare, bineînțeles, care trebuie să producă așa o stare de ușoare de nervi. Totuși, faza asta cu gândirea. Când vrei să gândești cumva asumat coerent și argumentat, că asta este ceea ce vă doare pe voi acolo. Ai nevoie și de un timp oarecare, știi? Ca să ți aloci acest timp, trebuie să te rupi de alte chestii. Ori societatea în care suntem noi astăzi nu mai așa ceva nu vrea de la tine. Tu trebuie să fii cuplat la ceea ce îți oferă ea zi și noapte, 24 cu 24/7 din 8, dacă se poate. Deci ce trebuie să ofere acest tip de exercițiu mental și de fapt disciplina mentală pe care voi vreți să o inoculați cu studenților voștri, pentru că despre asta este vorba. mintea lor trebuie să aibă capacitatea de a lucra într-un anumit fel, pe care voi știți să-l construiți, pe care voi știți să-l faceți posibil pentru fiecare dintre ei. Cum, se, cum îi faceți pe acești tineri care sunt în același timp, după cum spunea Laurențiu, la început sunt online, mediul online, alternativa asta virtuală, de fapt aproape că ne acaparează viața în, în totalitate. Cu excepția făcutului de bani, dar banii se fac și online, deja în, în bună măsură. Deci cum te rupi de ale vieții, vorba aia, ca să poți să te uiți la viață și cumva să faci o alegere care să fie în favoarea ta. Cam înțeleg că despre asta este vorba în ceea ce vreți să-i învățați voi pe ei. Da, cumva e, e pare dificil, dacă nu chiar imposibil să faci asta, dar pe de altă parte cred că nu e vorba de o ruptură de plină. Aș spune jumătate în glumă, jumătate în serios, te rup de ale vieții gândindu-te la ale vieții fără să pierzi, cu alte cuvinte, contactul de plin cu uh, viața de zi cu zi, care, cum spuneai tu foarte bine mai devreme, îți cere să fii conectat, să fii în priză permanent. Dar, pe de altă parte, tot societatea de astăzi ne cere să fim performanți, să fim din ce în ce mai performanți. Și cred că performanța în orice domeniu presupune, inevitabil, un efort de gândire. Pentru că presupune o mulțime de lucruri fără de care nu ai cum să fii performant, lucruri la care trebuie să te gândești. De ce vreau să fac asta? Cum pot să fac asta? Există mai multe posibilități, care e cea mai bună. Toate astea sunt țin de, de a gândi coerent, de a gândi sistematic și asta de, nu, nu poate fi evitat. Și atunci cred că nu, e, nu trebuie să ne retragem din lume ca să ne gândim. Trebuie doar să ne, să reducem cumva zgomotul de fond și să ne concentrăm pe anumite direcții fără să. Pierdem contactul cu lumea asta, iarăși, cum spuneam mai devreme, e o, e o prejudecată pe care din ce în ce mai rar o întâlnim, dar încă persistă la noi, și anume că gândirea sistematică sau studiul filozofiei e pentru, pentru visători, pentru cei care trăiesc cu capul în nori. Cred că e pe dos, e pentru cei care vor să trăiască cu picioarele pe pământ și cu capul sub nori, adică să trăiască cât mai bine conectați la realitate. Dar aș spune prin intermediul gândirii și nu prin intermediul nor mituri, iluzii, fantasme Sau cine știe ce tip de inginerii genetice. Sau. Vreau totuși să spun o întrebare Constantin, că ne apropiem de final. Mi-a plăcut foarte mult treaba asta cu zgomotul de fond pe care a adus o în discuție la Urențiu. Vreau să fac totuși o precizare. În acest zgomot de fond al vieții care nu poate fi niciodată închis, asta e clar pentru toată lumea, totuși la volum putem lucra, Acolo sunt și ideile, ideile de care vorbeai tu mai devreme, care întotdeauna produc uneori scandal, drame, mici tragedii, dramolete la nivel individual și așa mai departe, dar iată care, după o generație, două, devin un bun comun și o stare de normalitate, sau cel puțin așa pare să fie. Ce te faci, deci, în momentul în care dai volumul la un pic mai jos, Totuși tu știi că acele idei există acolo, o raportul ăsta uh, între ceea ce vrei tu să faci cu tine și acel zgomot de fond sau mai bine zis acel bruiaj al ideilor. Pentru că tu trăiești și, și cu toții trăim, mai ales acum cu online-ul, celebru online, de care nu putem să schimbăm, un, există un bruiaj ideatic. Uh, cred că niciodată n-a fost un hățiș de idei pf, în care să te pierzi mai ușor ca acum. Și nimeni, nu mai există acele note de substol. băi, vezi că asta e o prostie cât casa, pentru că logica elementară și de bun simț ne învață că elefantul nu prea intră pe ușa asta pe care mi-o arăți tu, înțelegi? Sau e deja cu noi în cameră, nu-l vezi, te dai cu capul de ea. Cum, cum facem treaba asta? Acum, înainte de sfârșit, o, mai avem un minut. O să reiau o idee pe care o găsim și la câțiva compozitori contemporani și filozofi contemporani, Uh, orice zgomot este o muzică pentru care încă nu s-a inventat urechea, aia necesară. Orice orice zgomot poate deveni ceva cu sens dacă știi cum să-l asculti și cum să-l prelucrezi într-un anume fel. Da, e trăim o multitudine, și, în același timp și o sărăcie a ideilor, dar în această multitudine, în această totalizare de idei, ce îți oferă facultatea de filozofie, anii aceia de exercițiu, îți oferă capacitatea de a lua elementele zgomotului să le pui pe propria partitură, dacă pot duce această metaforă muzicală mai departe. Nu avem cum să interzicem anumite idei, să dezinventăm anumite idei, să re... mai degrabă să reinventăm anumite idei, dar asta putem, putem face. Uh, zgomotul e bun în momentul în care îi prinzi tempoul, ca să zic așa, sau reușești să, să creezi un ritm, un tempo de acolo. Abilitățile pe care le dobândesc studenții noștri sunt tocmai aceste abilități de a scoate din zgomot muzică. Nu știu cu... dacă se face și la conservator, probabil se face și la conservator. Se face peste tot. Te învață să te orientezi cumva. Laurențiu, un ultim cuvânt. Asta, asta voiam să mai adaug la ce spunea Constantin, apropo de ce, ce întrebai tu. E un hătiș în care e foarte greu să orientezi și cred că facultatea de filozofie te poate ajuta exact asta. Să, să te poți orienta în hățișul ăsta. E ca o, e o abilitate care pare extrem de banală, dar eu cred că e decisivă în lumea de astăzi și pe care din ce în ce mai puțin o dezvoltăm. Să ne orientăm în lume, pur și simplu. Așa cum dorim să ne orientăm. Am înțeles. Laurențiu în Stai cu Constantin Vică. Vă mulțumesc pentru acest dialog, vă mulțumesc pentru participare. Vă țin pumnii pentru campanie. Este în plină desfășurare și sper să aveți un număr cât mai mare de studenți. Să sperăm că unii dintre viitorii voștri studenți sunt alături de noi. Iată și ne-au ascultat până la capăt. Încă o dată vă mulțumesc. Răm Μονάχα Ερεφί.